Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la fotoliul cu ghimbi. Sunt Adrian Simeon, suntem în plin cod portocaliu, în plină examene de susținere a bacalaureatului, dar cu toate astea, noi ne vedem și de ghimbii noștri, cum se spune. Astăzi îl avem invitat în studioul Capital TV pe primarul Comunei Râu de Mori, domnul Mam Niculiță, căruia îi spunem bună ziua, domnule primar. Bun venit în studioul nostru. Bună ziua și bine v-am găsit. Ne-ați găsit bine, într-adevăr, pentru că suntem foarte bine dispuși și acum tocmai am avut o revista presă interesantă în care ne-am distrat. Vorbeam în deschiderea emisiunii despre bacalaureat și despre toate astea. Sper că dumneavoastră n-ați postat pe Facebook din alea cu succes la bacalaureat și ați postat? Nu, nu. Așa, nu. N-ați postat că n-ați vrut sau n-ați postat că nu v-a venit ideea? Sincer, ideea, chiar dacă nu o aveam, eu am urmărit Facebook-ul, am văzut din partea altora care au făcut urări, dar am considerat că, nu știu dacă chiar... Intră în atribuțiile primarului să ureze succes la bani. Să mă ocup, pentru că de multe ori în dorința, mai ales acum în apropiata campanie electorală, în dorința de a, să zic, de a acapara voturi, de a te face simpatic, de multe ori poți să cași în penibil. De cele mai multe ori, mai ales când faci așa lucrurile după capul tău, sau vine cât un deștept din asta și îți dă o idee care pare interesantă, dar de fapt vorba dumneavoastră te face să cazi impenibil. Ne ocupăm de Comuna Râu de Mori. Comuna Râu de Mori este una dintre porțile de intrare retezată. A doua ar fi Sălașul de Sus, cred, nu? Aș vrea, dacă se poate, în această emisiune să vorbim despre evoluția acestei comune. Eu mărturisesc că am o casă undeva în apropierea comunei noastre, nu pe teritoriul comunei noastre, și cunosc foarte bine zona, inclusiv zona retezatului. De-a lungul timpului, mergând pe retezat cu familia, pe râuri, pe așa, am trecut prin comuna Râu de Mori și prin satele aparținătoare comunei Râu de Mori. Am văzut felul în care a evoluat de la un an la altul și v-am urmărit destul de atent și activitatea noastră ca primar. Nu e prima noastră întâlnire aici la fotoliul cu ghimbi. Am mai discutat și alte aspecte, dar acum, în această emisiune, dacă se poate, am vrea să o luăm un pic de la începuturi și să mergem până spre ceea ce este astăzi Comuna Râu de Mori. De ce spun lucrul ăsta? Ați spus ceva mai înainte că a început nebunia electorală. A început, mie nu-mi place chestia asta. Băi, nu mai furați startul campaniei electorale. Campania electorală încă n-a început. Acum există termenul ăsta de pre-campanie, care și ăsta mă enervează pe mine. Băi, fraților, stați-mă pe scaunul vostru și potoliți-vă, stați blând, că nu există pre-campanie, adică nu sunt lucruri, nu se vorbește niciunde despre așa ceva. Voi ați început toți și ăștia care vor să candideze, ok, v-ați anunțat candidaturile unii, foarte bine, toată lumea are dreptul să candideze, e bine că există și alte opinii. Dar au început mizeriile și acum vreau să vă spun că vă dau un sfat, sincer, de 20 de ani de jurnalism, terminați cu mizeriile, că nu mai prind la oameni. Mizeriile nu mai prind. Invențiile și toate lucrurile astea, mai ales în comunitățile mici. Acum, revenind la dumneavoastră, am observat că există deja unele atacuri de la persoane mai mult sau mai puțin dubioase. Asta nu pot să o hotărăsc eu, dar uneori când accesezi un anume profil, îți pun multe lucruri și postările și pozele și toate astea, că mai nou campania electorală aici s-a mutat pe Facebook. E cel mai la îndemână mod în care tot prostul a învățat să scrie și
Vorba aia... Dacă am învățat. Dușmanii poartă pică, dar n-au valoarea meu. Nu? Cam așa sună chestia asta. Deci, cum s-a dezvoltat Comuna Râudemăr? De cât timp sunteți primar? Împlinesc pe 26 iunie 16 ani de când am fost investit în funcția de primar. Iar vis-a-vis de ceea ce dumneavoastră 16 ani. Da. Vis-a-vis de ce ați prezentat dumneavoastră, știți, toți cei care mai ales facem mai multă sau mai puțină politică, suntem obișnuiți să aruncăm pe vechea moștenire. Eu, dacă aș vorbi de ceea ce am găsit, eu aveam o expresie plastică atunci când am ajuns primar. N-am găsit în primărie nici măcar o lopată. Și vorbesc la modul cel mai serios, la vreo 2-3 zile, aveam nevoie undeva de făcut mici lucrări de întreținere de ăsta și am întrebat, mă, dar ceva scule, instrumente în primărie asta sunt... În 2004. Da, în 2004, în afară de probabil, nu știu cum arăta mătura femeii de servici, în afară de acea mătură, n-am găsit nimic. Deci, ceea ce vă spun sunt lucruri pe care... Adică n-ați găsit utilaje... Deci, și rog să se rețină, am găsit o dacie care n-avea de vreo 2 ani de zile schimbat uleiul. Deci, nu mai era vorba, vreau să vă spun că uleiul când a fost schimbat se făcuse aproape ca marmelada. Deci mai țineți minte chestia asta? Da, deci o țin minte pentru că cam asta am găsit, iar în biroul primarului am găsit un singur obiect. O eșarfă veche de vreo 20-30 de ani. De primar? De primar. Atât am găsit în momentul în care am venit. Ei, toate lucrurile astea, cu un râu de mori, ca și posibilități, ca și tot ceea ce cuprinde, pentru că dumneavoastră făceați o referire vis-a-vis de intrările în retezat. Aș putea să vă spun că prin întinderea comunei noastre și prin faptul cu ultima investiție pe care eu sper că în 2-3 luni să fie finalizată, este vorba de un proiect drumuri de interes local, voi face legătura cu comuna Sălaș, mai precis cu satul Nucșoara, care este o altă poartă care de intrare în retezat. Și practic e o investiție de care vă mândriți. Exact, exact, este o investiție care presupune peste un râu, peste râul Sibișel, un pod cu o deschidere de 24 de metri și care traversează un deal din comuna Râudemăr, satul Valea Dâljii, în satul Ohaba Sibișel, iar de acolo pe acel pod de care am făcut vorbire face legătura cu satul Nucșoara din comuna Sălaș. De ce am făcut prezentarea respectivă? Pentru că, practic, începând cu râușorul Hobiței, care aparține de comuna Sarmisegetuza și care este o cale de înaintare în munții retezat, continuând cu râul Mare, continuând cu râușorul, și acum prin lucrarea de care v-am spus-o cu Valea Pietrelor și practic ăsta, cuprindem
cuprindem ca și un buchet toate intrările pe care, toate căile de acces pe care se poate intra în Munții Retezat. Ceea ce este un lucru foarte important pentru turism. Da, deci... Și nu numai pentru turism, adică și locuitorii din comuna Râu de Mor care vor să meargă la Sălașul de Sus, în loc să ocolească vreo câți kilometri? 30? E vorba de vreo 30-35 de kilometri, iar prin lucrarea pe care o executăm, în 8 kilometri au ajuns din drumul județean 686, e vorba de Sfântă Mărie Orlea Râușor, te abați din acel drum județean și în 8 kilometri ești în satul Nucșoara. În Nucșoara. Pe partea cealaltă spre pietrele, exact, spre... pe tot. Deci, din acest punct de vedere, este o investiție. Acum, privind comuna Râu de Mori ca și investiții... un pic, că mai e până la investiții. Nu, privind-o în ansamblu ei, prin tot ceea ce am reușit să, în acești 16 ani de care dumneavoastră ați făcut vorbire și care eu vi-am spus, s-a reușit, pe de o parte, a se realiza, pentru că am vorbit de căi de acces, să realizăm un minim de infrastructură. Este adevărat că de multe ori, mai ales, să zic așa, și n-are rost să ne ascundem după deget, în ultimii 4 ani, în privința drumurilor județene, suntem într-o situație ceva mai delicată, pentru că, cum să zic, un județean bun acolo la un moment dat, care între timp s-a dus. E vorba de drumul care traversează satul, vine din Dăneu, nu face stânga, despre asta vorbiți, traversează satul Ostrov, merge pe Clopotie. Da, nu, asta încă se menține, dar este vorba de Sfântă Mărie Orlea Râușor. Acel pe partea cu barajele. Exact, la care, mai ales zona Râușor, în perioada aceasta, printr-o inițiativă a Consiliului Județean de a face, cum s-a zice, de a se scăpa, ca să folosesc un termen. Interesant, nu știu despre ce vreți. Deci, eu dacă am lucrări pe un drum, așa, ca să mi se emită autorizație de construcție, că este în extravilan, da, am fost obligat să preiau porțiunea în întreținere. În întreținere. Dar numai dar, pe perioada lucrării. Exact, dar vreau să vă spun ceva. Un proiect pe zona Râului Mare, care am obținut anul trecut autorizația și probabil undeva în iarnă sau în primăvara viitoare, abia o să încep lucrările, deci cu mă apropii de 2 ani înainte de a începe lucrările, mi-l pui în brațe, ca să o zic pe românește, îmi pui drumul respectiv în brațe și ne-am, să zic așa, spălat pe mâini. Ne-am dar spălat de ce pe așa, domn primar, că dumneavoastră vi-l predau în momentul în care începeți lucrarea, adică până nu începută lucrarea și n-ați intervenit asupra lui. Sau vă dau un alt așa exemplu. Așa s-a hotărât de către Consiliul Județean. Păi am fost obligați pentru că nu ni se emitea autorizație de construcție dacă nu emitem hotărâre de administrare temporară a porțiunii de drum pe care se execută lucrări. Ia. Dar eu vreau să vă spun următorul lucru. Păi lucrări nu se execută. Da. Păi nu se execută, dar este al meu. Păi nu e al meu, l-am luat în L-am luat în administrare. L-am luat în administrare. Asta sună ceva de genul ăsta. Domn primar, dați-mi și mie o mașină împrumut.
Dar am nevoie de ea peste 2 ani. Băi, eu ți-o dau acum. Da. Nu? Adică iau de acum, dar de acum înainte, până peste 2 ani, când o să ai tu nevoie de ea, îi schimbi ulei, îi faci aia, ai grijă, tot. Chiar dacă voi executa într-un singur an lucrări pe porțiunea respectivă, eu am în administrare drumul trim de 3 ani. Oh, ce frumos! Și de un cu ce îl faceți? Păi, haideți să vă spun că nu este o jucărie. Sâmbăta trecută, în același timp, mi-a fost blocat atât zona râului mare, cât și zona râușorului. Inundații. La râu mare aluviunile de pe un râu au pătruns toate în drumul județean, l-au colmatat, l-au umplut cu aluviuni încât nu s-a mai putut circula, iar pe zona râușor, printr-o alunecare de teren, pământ împreună cu vegetație lemnoasă, cu tot, a plecat toată în jos și a blocat și ăsta. Și duminică dimineața, la ora 8, era blocată zona râului mare, iar la ora 13 am primit telefon, nu 13, 12, am primit telefon că e blocat și râușorul. Ce frumos! Trebuia să interveniți noastră cu tirajele primăriei. Păi, la râușor, normal, culmea că porțiunea respectivă de drum de vreo 3 km nici nu execut lucrări pe ea. Dar ce să fiu făcut? Sunt președintele situațiilor de urgență pe comună, iar cetățeni, foarte mulți cetățeni, chiar dacă a fost timpul așa cum a fost, au petrecut la râușor și s-au trezit când să plece spre Timișoara la amiază, că râușorul este blocat. Aha. Acționează, deblochează râușorul, deblochează râul mare, în condițiile în care aveam inundații până la pragul de evacuare a două familii din satul Sibișel și cu o serie de cetățeni din satul Suseni care aveau beciurile pline de apă, un drum afectat în zona Mănăstirii Colț și ca să fie, știți cum e vorba, colac păstă popăză sau cireașa de pe tort, mai era și o zi deosebită, adică era hramul Mănăstirii Colț și era plin de lume, apa mergea peste tot, iar în mare parte toate erau pe drumurile care? Județele, nu? Da. Deci cam asta este situația. Păi bun, a stat de vorbă cu ăștia de la Consiliul Județean? A fost luată măsura de maniera asta. A fost o măsură, eu o consider, pe lângă că este într-un fel nedreaptă, pentru că când vorbim de fonduri... Exact. Când vorbim de fonduri, atunci îmi pare rău, pentru că eu în jurul meu am 4 comune, toate cu administrație a unui alt partid față de cel care fac parte. Asta era una din întrebările pe care vreau să vă pun, să nu vă uitați vorba. Dom'le, eu știu așa, în mandatul ăsta din 2016 până în 2020, Râul de Mor e una din comunele care a atras foarte multe fonduri europene, nu știu dacă și guvernamentale. Și guvernamentale. Mi s-a părut așa și vă întreb acum, ați jucat cumva la două capete, domn primar, și de ce vă întreb lucrul ăsta? Se știe deja că fondurile se acordă
cel puțin astea guvernamentale și în funcție de partidul care e la guvernământ și culoarea politică a primarului și așa mai departe, la ale europene, hai că înțeleg că e vorba de felul în care e scris proiectul și cât e de eligibil. Dar ați atras foarte mulți bani, cam câți? Dacă luăm în fonduri în euro, în euro mă apropii de 12 milioane de euro. 15 milioane de euro, 12 milioane de euro. Asta în ultimii 4 ani, nu? Da. Bun. Hai să zicem, pentru o comună sunt bani mulți, că pentru un oraș mare cum e Sibiu sau nu știu, 12 milioane de euro da. Sunt bani de înghețată. Exact. Dar pentru dumneavoastră, ca și comună, 12 milioane de euro sunt bani mulți. Și atunci, din câte știu prin eu... Prin valoarea respectivă, da. urmărind alocările, pentru că alocările acum nu mai sunt un secret și cele de la Ministerul de Lucrărilor Publice, cât și fonduri europene sunt, să zic așa, vizibile, le poți urmări, le vezi pe toate. Nu am deci terminat întrebarea. Sunt, eu zic, am valoarea cea mai mare. Păi, dintre comune. Nu ziceți, chiar o aveți, că înainte de emisiune eu m-am uitat un pic pe valori și vreau să văd dacă, acum mărturisesc că ați știut, vreau să văd dacă știți valorile. Ok, mi-ați spus valoarea corectă. Totuși, noastră acolo stăți înconjurat de primării conduse de primari roșii, ca să spun așa, de la PSD. Stai să vedem dacă știu toate comunele. Aveți Țarmin, Preajmă, ce Toteștiu, Sunt Tămăriu, Orla, Densu și un pic mai departe. Pic, nu, mă învecinez în zona peșteană, mă învecinez, dar proporțiunea mai mică. Mai mică. Așa, deci toate PSD. Sunt Tămăriu, Orlea, să lași. Oamenii ăștia au avut guvern până cu o perioadă, da? Cu toate astea, dumneavoastră care sunteți de la Partidul Galben, Partidul Galben, de la PNL, da? Galben da. Albastru. Acum, pentru mine, până la urmă, nici nu prea contează atât de mult partidul, contează cât de om ești și cât ești de gospodar. Asta vă spun ca să știe toată lumea. Ați reușit să atrageți mai mulți bani. Cum, domne? Care e secretul? Adică, de ce n-a dat PSD-ul la ai lor și v-a dat dumneavoastră la fondurile guvernamentale, da? Da. Și... pe fonduri europene, mă gândesc că era ușor și pentru alții să domnul scrie. Domnul Adrian Simion, am reușit... Simion. Îmi dați un mie de pași. Vă rog. Deci, legat de acest subiect, faptul că am reușit să obțin, să semnez contracte, să am în derulare proiecte, a fost pentru că am avut cel puțin din acest mandat 2 ani aproape infernali. Și când spun infernali, vă spun din ce motiv. Pentru că am bătut în primul rând Bucureștiul și Timișoara, aproape nu a fost săptămână fără deplasare. Am bătut municipiul Deva, am mers în, aici în Deva, am venit în Deva, au fost săptămâni în care aproape zilnic. Pentru de, că CJ, unde? Sau după avize? Stați să vă spun, avizele, mai ales când faci parte dintr-un partid care nu ești la guvernare. Dintr-un alt partid din care nu e șeful instituției. Exact. Vreau să vă spun că de cele mai multe ori a fost chiar obligatoriu să vin eu personal, pentru că de câte ori am încercat să trimit salariați, au venit fie cu problema total nerezolvată, fie cu ea amânată, fie veniți pe săptămâna viitoare. Așa, atunci ați vrea să mergeți noastră. Exact. Dar de și ce? Atunci... aveți spiritul de comunie sau intrați peste ei? Voi dă-mi avizul. Deci faptul că lucrez
de 16 ani în administrație. Faptul că înainte de a lucra am lucrat încă 8 ani tot în administrație la o instituție județeană, nu mai e o problemă, că în mare parte, cum să zic, sunt o persoană cunoscută, nu mai pot să spun că sunt o persoană necunoscută și totuși, dacă veneam eu personal, să rezolva. Asta e trafic de influență. Nu e niciun trafic de influență, că la un moment dat mi-a venit și mi-a răspuns la tot la o funcționară de-a mea, un alt funcționar, face, citește legea. Deci, era vorba de o documentație. Păi ce, era lenea la funcționarul respectiv? A întrebat ceva și în loc să-i să răspundă, că era ceva punctual, i-a spus, citește legea. Unde, domn primar? Unde, domn primar? Vă spun altă dată și n-are rost să mai dar deschid spune, alte, da? Alte discuții. Bun. Cum adică? Funcționarul respectiv nu a putut, doamnă, uite așa. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că faptul că am reușit să obțin fondurile pe care le-am obținut a fost și pentru faptul că am găsit soluțiile vis-a-vis de proiectare, vis-a-vis de documentații, de tot ce a fost, încât le-am întocmit multe dintre ele, de exemplu la capitolul drumuri, ca o mândrie sau ca o satisfacție, le-am depus și m-a chemat la semnare de contract, pentru că a conținut Tot ce trebuia, n-a mai fost necesar niciun alt document în plus, că de obicei să cer clarificări, să cer de toate, deci nu mi-a cerut nimic și am reușit, după ce s-a emis ordinul cu lucrările care puteau intra la contractare, în decurs de nicio lună de zile am semnat două contracte, cele pe drumuri, care cu ele, semnându-le și repede și rezolvându-se sunt acum cu unul din ele, să zic așa, poate aproape la 80% finalizat, iar cu un alt ca și execuție, iar cu un alt proiect undeva spre 90% și ceva, mă apropii de final. Practic mai am pe două uliți de executarii gole. La una dintre ele am început, mai rămâne una singură, o uliță la care trebuie, e vorba de satul Clopotiva, unde mai trebuie să fac și practic e un proiect finalizat, un proiect de cu TVA cu tot de 5 milioane de lei. Deci asta era ideea, ca să tragem concluzia la întrebarea mea, că trebuie să mergi, nu? Trebuie să... Exact, să mergi, pe de altă parte să cauți pe cât posibil ca toate documentele, tot ceea ce depinde de ele, să le ai puse la punct, încât să nu ai probleme. Cu toate astea ne putem da, asta e o situație generală, nu dau vina pe nimeni, din păcate fondurile europene și în acest mandat sunt atât de greu de a le obține și de a derula, încât vă dau așa un exemplu. De 2 luni și ceva am primit notificarea că dosarul, proiectul este aprobat și, pe afier, ceva, da, și nu sunt chemat la semnare de contract. Păi nu, că oamenii au altă treabă, domn primar. Da, deci... Vin alegeri. Da, deci 2 ani, adică să stai cu câte un proiect... Păi și ați vorbit acolo? Ce? V-am spus, da, am vorbit și săptămâna și asta cu directorul. M-au amânat pe săptămâna, nu pe săptămâna asta, pe săptămâna viitoare, să-l sun, să vedem dacă... Că ce? Dar între timp, ca să mă duc, să mă cheme sau să-mi trimită să semnez electronic contractul de finanțare. Păi da, dar asta e un lucru foarte prost și vă spun și de ce. Pentru că, de exemplu, dacă stai un an și ceva între momentul aprobării și momentul semnării,
prețurile sunt altele, lucrarea se subevaluează, nu mai vin spună, din păcate, poate ați văzut din presă, știu și eu, să sper că nu voi ajunge și eu în situația asta, sunt proiecte pe fonduri europene la care nu se prezintă nimeni pentru că nu-i convin păi cifrele și ăsta subevaluate și atunci nu vine nimeni să aducă bani de acasă. Toată lumea vrea să iasă un profit. Scopul unei societăți comerciale este acela de a produce profit. Profită, adică dacă n-ai nu profit... Măcar un 10% să-i rămână și lui, probabil. Da. Ei, și din acest punct de vedere, eu sper că măcar în următoarele săptămâni să reușesc pentru că sunt două proiecte care aș avea poate chiar de suflet, pentru că mi s-au plâns în mandatul trecut o parte din tineret că am făcut bază sportivă, dar am făcut-o undeva la munte, la Răușor, și că nu-i mai aproape de ei. Ei, prin proiectul de care făceam vorbire, este vorba de două terenuri de sport multifuncționale în satele Clopotiva și Ostrov. Aștept săptămânal, ca să zic așa, semnarea contractului. Fiind o valoare sub 100.000 de euro, aș putea ca să finalizez tot ce depinde vis-a-vis de autorizația de construcție și să zic undeva prin luna august să putem emite ordinul de începere a lucrării. Am înțeles, în plină campanie electorală. Acum să vă spun ceva, la un volum de care am făcut vorbire, orice aș fi făcut nu este vina mea, pentru că de început toate documentațiile le-am început de fapt în 2017 și faptul că nu sunt toate lucrările finalizate este pentru că ne învârtim atât de greu. Da, vă dau un exemplu. Nu este zi sau nu este lună în care, mai vorbeam eu, nu se mai complică ceva. Deci, adică nu suntem sănătoși dacă nu mai complicăm încă puțin ceva. Puțin lucrurile. Puțin lucrurile. Domnul primar, eu văd că dumneavoastră sunteți un tip calm, așa, sau cel puțin mi se pare mie. Nu știu, nu vă cunosc când de ajuns, că n-am stat suficient de mult cu dumneavoastră. Zic unii dintre adversarii dumneavoastră că sunteți tiran, sunteți dictator, sunteți aspru, rău, eu stau așa și mă și peste ochelari și cu ochelari. Da, deci am fost acuzat, știți foarte bine, am fost acuzat de foarte multă lume. Că aveți gașcă? Că faptul că, inclusiv asta, că sunt dictator, dar mie mi s-au pus de-a lungul timpurilor atât de, să zic așa, imun la caracterizările. Nu sunt, pentru că eu, cu tot colectivul cu care lucrez, dimpotrivă, de multe ori am mulți care îmi spun că aș fi prea moale, prea slab, adică îi las îngăduitor, adică nu sunt exact un zbir, un din ăsta. Deși de multe ori poate ar fi fost cazul să fiu, să zic așa, mai intransigent cu mulți oameni. De ce? Știți de ce? Pentru că am căutat eu, chiar dacă ei au avut, să zic, o problemă, o nereușită, nu s-o acopăr, să
să o reparăm, dacă era posibil. Deci n-ați aplicat sancțiunea? N-am aplicat și vreau să vă spun, când fac referirile astea, mă refer la fondul funciar. Păi și după 16 ani de zile, chiar în dimineața, înainte de a veni la dumneavoastră la emisiune, am avut parte de niște aberații făcute cu 15-16 ani în urmă, 16 ani în urmă, ce înainte de a ajunge, aberații vis-a-vis de întabulări de terenuri, vis-a-vis aberații de... sau ilegalități? Aproape și ilegalități. Păi da, se mai pot rezolva? Da, se pot, dar mi-este teamă că cei care vor repara vor fi instanțele. Păi, numai instanța poate repara așa ceva. Ideea e dacă se merge pe civil, da, sau are deci, și influență penală. Nu, penală, și vă dați seama, după atâta timp, nu știu câtă penală va avea. Deci, numerele topografice vechi, ca să nu mă exprim... Cu numerele nu, deci localizarea lor este una total eronată. Păi și care ar fi explicația? A fost făcută din pix, din birou, din ce? Adică, vă dau un exemplu. Se vinde pe un număr topografic vechi dintr-un număr. Numărul respectiv este de o parte a drumului. Se vinde și dintr-un alt număr topografic de la același proprietar. Și cum una era de o parte, unul de altă, le-au mestecat. Cum le-a convenit. Cum le-a convenit. Ban stânga, ban dreapta, nu era el proprietar, era altcineva. Au vândut și acum... Astea terenuri pe râu Șor, pe râu Mare. Pe râu Mare, pentru că râu Mare este în multe părți. Eu am și zis, nu mă bag în acea zonă, că zic că e cancer curat. Adică... Stați, cum adică? Că nu înțeleg. E cancer curat. Ce? Adică vechile hărți, vechile numere, toate n-au fost nimic respectat. Păi și proprietarii care stau acum... Și unii dintre ei sunt proprietari, unii și marea masa lor sunt proprietari care au cumpărători de bună credință. Uh-huh. Dar, din păcate... N-au acte. Ba da, au acte, dar terenul care l-au cumpărat și l-au vândut nu se află unde, de fapt, este localizat. Aoleu, asta e subiect de reportaj, dar nu mă pricepe la cadastru. Exact. Sunt multe. Adică ar trebui... A pierdut primăria sau consiliul local? Nu, deci nu a pierdut, pentru că cine a pierdut... Au pierdut cetățeni, proprietari, mulți dintre cetățeni s-au trezit, mai ales cei care, să zic, n-au avut persoane mai în vârstă, persoane care să știe și să se ocupe de acte, efectiv au fost mulți oameni păgubiți. Da. Și probabil că nu se mai poate face nimic, da, în momentul nu ăsta. Se mai poate face nimic, le spuneam eu, probabil și dacă s-ar începe niște procese, probabil nu mai trăiesc când se termină proiectul. Domn primar, mai candidat? Da, deci de candidat mai vreau să candidez. De ce? De ce? Pentru un simplu, nu e simplu, dar totuși e o explicație. Vă spuneam înainte că mă situez, fără lipsă de modestie, cu un număr destul de mare de proiecte începute. Pe de o parte, aș vrea să le duc la bun sfârșit, pentru că mă confrunt la această dată cu tot felul de acuzații.
Una dintre... Stați așa să vă întreb eu, înainte de asta. Eu am auzit așa, da, nu vă supărați pe mine. Nu. Și dacă vă supărați, vă da. Trece. Da. Câți ani aveți? Pot să vă întreb câți ani aveți? Da, 65. Mulți înainte. Eu am auzit de la adversarii dumneavoastră politici, adversari, nici măcar adversari nu sunt, că unii dintre ei nici nu prea ar avea ce să caute în politică. De exemplu, am auzit de la un personaj, mă rog, că un personaj ar fi spus, un personaj care de altfel pare a fi cunoscut pentru felul în care nu prea își poate ține în frâu poftele trupești, deși omul are o funcție care nu e compatibilă cu chestia asta, cu poftele trupești, dar mă rog, asta este cu totul și totul altă poveste, că s-ar împrăștia zvonuri de genul ce mai trebuie și la Boșorogul ăsta să, mă scuzați, da. Să candideze, că e bătrân, domnule, și vă întreb și eu acum, domnule, ce da. La pensie? Mă consider și o spun cu... Ați auzit așa maximă, ceva? Da, mă consider cu maximă seriozitate că la această dată, faptul că doresc să mai candidez pentru un nou mandat, este faptul că, din punct de vedere atât psihic, cât și fizic, în limita că acum știți cum suntem cu sănătatea, da. Că toată lumea poate mai să ceva, mai are ceva, sau nu știm, sau nu știm exact, mă simt capabil de a duce încă un mandat și vreau să vă spun că și dacă nu aș mai promova alte proiecte, numai faptul că aș continua o serie de proiecte, vă dau un exemplu, suntem chiar în perioadă de licitație cu un proiect de 6 milioane de lei, e vorba de o extindere pe zona râului mare de alimentare cu apă și canalizare, cu modernizare de stație de epurare, este unul din proiecte care îl începem acum. Tot în perioada asta, chiar vineri, mă duc să ridic ultimele documente pentru un proiect tehnic la care am emis ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectare și în perioada următoare, eu zic că în 2-3 săptămâni putem să finalizăm, să obținem autorizația de construcție și, bineînțeles, constructorul să poată începe lucrarea. E vorba de o modernizare a căminului cultural de la centru de comandă, care este într-o valoare, e o valoare de 500.000 de euro, deci e totuși... Da, fac și o masardare, o modernizare cu tot ce este de la aer condiționat până la instalații sanitare, le schimb absolut toate. Deci e un proiect, eu aș îndrăzni să zic, chiar frumos. Vreau să vă zic că, deci, continuarea proiectelor, ba mai mult decât atât, aștept în perioada următoare, cu studiul de fezabilitate finalizat, doar va trebui adaptat după nou ghid de obținere a eligibilității lui pentru introducerea gazului metan în toată comuna și prin ceva drumuri pe care intenționez să promovez un alt proiect în comună, eu zic că faptul că își doresc și alte persoane funcția asta de primar, da, și eu o consider foarte normală, dar pentru bunul mers al comunei, pentru ăsta, mai ales într-o perioadă atât de tumultoasă în ceea ce privește funcțiile, oare alternativa a unui om cu o experiență în administrație,
care se apropie de un sfert de secol, de 25 de ani, nu e mai bună vis-a-vis de cineva care cu toată, să zic așa, toată considerația, fără a aduce niciun fel de atingere vis-a-vis capacității, să zic, intelectuale a altora. Nu, vreau să vă spun că dacă administrația... e mai bine, fie continuitate, exact, sau să vină unul nou. Exact. Domn primar, asta oamenii hotărăși, cetățenii, mai e până atunci. Exact. Dar nici nu o să mă opun cu absolut nimic. Păi n-am cum. Dacă cetățenii din comună... Dacă vor schimbare, exact, vor nu știu exact, ce, vor asta altceva, este. Consideră că n-ați făcut, că tole, e treaba omului, e singur acolo. Da, mai avem până la emisiunile astea. Eu altceva vreau să vă întreb. Spuneți aici că ați făcut treabă, că aveți proiecte. Eu știu că ați făcut, că știu și că în Căminul Cultural pășteau cai, că n-aveați dispensar. Eu veneam cu mașina, mergeam în retezat, îmi rupeam mașina pe drumurile din comuna Râu de Mori. În clopotiva străzile, când ploua, venea apa, erau pline de noroaie. Dar nu vă laud eu, că eu știu lucrurile astea. Acum, dacă dumneavoastră nu le-ați spus, nu o să le spun eu, că nu sunt purtătorul dumneavoastră de cuvânt, domn primar. Dar, spuneți că aveți lucrări, da? Dom'le, sunt unii care spun, eu vă întreb, că degeaba aveți lucrări, că sunt de proastă calitate, domnule. Și o să vă rog să răspundeți scurt, că mai avem vreo 3-4 minute maxim. Da, deci e una foarte scurtă. Una din plângeri. M-am trezit într-una din zile. Da, m-am trezit într-una din zile cu 3 sau 4 cetățeni și au venit la mine să se plângă că într-un anumit sat, pot să-l și denumesc în Valea Dâljii, este mult praf. Deci, mult praf. Cum? Mult praf în sat. Aici cetățenii se plângă că este praf. Este praf. Deci, dar în condițiile în care, să vă spun ce este, în acel sat era un pârâu care mergea, se scurgea exact prin centru, deci pe Valea Dâljii. Se scurgea prin mijlocul satului, pe lângă că era așa cum era, în perioada cum mai este acum, cu coduri portocalii, cu multă ploaie, efectiv cei din stânga și cei din dreapta drumului și al firului de apă erau zile întregi în care trebuia să-și lase mașina, să-și o lase deoparte, pentru că nu puteau traversa acea baltă, acel pârâu, nu-l puteau traversa, da, și era de un... N-are nici nu mă apuc acum să descriu... Era noroi, domn primar. Exact, era noroi. Dar ce are asta cu praful? Da, pentru a efectua... L-ați lărgit talbia, betonat-o? Deci, pentru a betona, pentru a face ziduri, acele ziduri de sprijin, încât am îndiguit acea vale, peste care s-au făcut peste 20 de poduri, da, ca să facem lucrurile astea. Acum, știți și dumneavoastră, dacă ați văzut un șantier... Nu, eu construiesc o casă, deci un șantier, unde nu este praf. Mai ales când da, e bun, o și perioadă ce, oamenii mai... au fost deranjați de praful de la lucrări? Sau ce? Exact. Exact. Domn primar. Dar vreau să vă spun... Hai, luați un aspirator și trimiteți să mea serviciu de la primărie să le facă curat oamenilor. Acum ce să-ți povestesc? Dar vreau să vă spun că este praf pentru că știți câte lucrări s-au executat deodată. Pe de o parte s-a îndiguit valea, pe de altă parte s-a realizat o rețea de canalizare. Și să continuă și în zilele astea o reparație la
alimentarea cu apă. Nu, nu ai bani, deci, mai praf, doamne, iartă-mă că plouă de două săptămâni. Asta a fost ceva înainte, dar nu se justifica nici... Bun, dar lucrările de proastă calitate, că ați făcut canalizarea iurea, că ați băgat apa nu știu cum, că... Dacă ați băgat apa, de ce ați băgat apa? Și dacă ați băgat canalul, de ce n-ați băgat nu știu ce? Că de ce ați pus canalul acolo și nu acolo? Dar vreau să vă spun să... Scurt, două minute. Da, să realizez într-un singur sat atât de multe investiții și să le faci totodată. Da, este adevărat că de multe ori erau lucrări sau probleme de amplasament, atât a rigolelor de scurgere, a rețelei de canalizare, a rețelei de apă și stațiilor care le-am făcut de pompare și așa mai departe. Deci toate astea creează probleme, dar o lucrare care este în execuție, o lucrare care la recepția ei va trebui să participe inclusiv operatorul autorizat care o va prelua. Apa Prot, care o va prelua de la, nu noi ca și administrație publică locală. Păi stai, de la fondurile europene sau alea de... Da, bineînțeles, astea pe un alt proiect vin și aceia. Dar vreau să vă spun, indiferent cum ar fi, până la recepția finală, mai sunt câțiva pași. Și atunci, oare poți să acuzi pe cineva pe un lucru care nu este terminat? Normal că poți. Ce, te doare gura? Da, dar dacă... Păi m-ați întrebat, v-am răspuns. Da. Deci, sunt foarte multe lucrări care la această dată se află în diferite stadii și chiar dacă să zicem că ar fi pe final de lucrare, cu toate acestea lucrările respective se pot anumite lucruri care, să zic, n-or fi chiar cum trebuie, să pot face reparații, să pot întregi. Bun, asta vin acolo, la recepție, când sigur se fac retușurile, da. Sigur că da, se face o recepție parțială, unde se constată, să zic, anumite lucruri care nu sunt, se dă termen de remediere și apoi după aceea se face recepția finală. Ba mai mult decât atât, la fiecare fază de decontare se deplasează inclusiv delegatul inspecției în construcții, care nu confirmă pentru a face o tranșă de plată, dacă nu dă ok-ul și delegatul inspecției în construcții. De mai mult, vreau să vă spun că eu ca primar, în condițiile în care ai un proiectant, în condițiile în care ai un diriginte de șantier, în condițiile în care ai semnat cu o societate un contract de execuție, iar la finalizarea lucrărilor este o lucrare care nu rămâne în administrarea primăriei, se va da la operatorul autorizat și dacă nu va îndeplini condițiile tehnice, noi anim. Doamne primar, vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru. A trecut timpul acordat emisiunii noastre. Eu vă mulțumesc. Gata? Da, e gata. E gata. Ați scăpat ușurel astăzi de la fotoliu cu ghimb. Mulțumesc dacă mă considerați că am scăpat. Ați scăpat ușurel. Stimați spectatori, Magin Culiță, primarul comunei Râu de Mori, a fost invitat în cadrul emisiunii noastre. Sunt Adrian Siman. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine!